Vă salut dragilor! Astăzi aici la mine a ajuns la reparație un monitor de studio care se numește Focal, urmează în continuare să îl prezint, care a avut o problemă cu amplificatorul la partea de înalte, acolo am rezolvat. Dar problema cea gravă, iată, este aici, în difuzorul de înalte, care are următoarea serie, după cum se vede. Deci, din motiv că s-a defectat amplificatorul la înalte, s-a defectat și difuzorul de înalte, neavând o protecție. Menționez că sunt niște monitoare destul de performante și foarte, foarte costitoare. Pentru cei cu interesați, puteți nota această denumire sau acest număr de serie, să căutați și să, vă, să vedeți care este prețul. Nu vreau să dau un preț, că este un preț destul de mare, anume pe la acest difuzor, difuzorul de înalte. După cum se vede aici am am acoperit. Urmează în continuare să vă prezint interiorul acestei, acestui difuzor. Observăm că producătorul chiar însă și-a notat denumirea focal și vreau să vă spun de ce sunt atât de costisitoare. Construcția este una simplă, o construcție des sau foarte des întâlnită și la alte difuzoare din alte la alți producători. Doar că aici s-a utilizat un material de fabricare a membranei de o calitate foarte înaltă și foarte rar întâlnit. Acest material se numește berilium. După cum observați, este notat și aici berilium. Din aceste considerente, acest difuzor de înalte la monitoarele focal este atât de costisitor, fiindcă anume acest material este costisitor. Materialul din care s-a fabricat nu bobina, membrana, deci acea parte componentă a difuzorului care reproduce sau transmite sunetul reprodus de către bobină la urechile noastre. Deci iată avem așa focal, berilium și aici avem numărul de serie. Deci aici am microscopul meu fermecat și iată avem și acea membrană care am fost 50 la 50 că va fi posibil de reparat. Dar vreau să vă spun că sunt la ultima 100 de metri. Urmează să o montez înapoi pe carcas și sper eu și mă rog să funcționeze. Am păstrat bobina originală, am păstrat conductoarele originale. Conductoarele menționez că sunt dintr-un fir de argint. Uh, sârma este Sârma folosită este Cupru pur Carcasul bobinii este Iarăși o folie subțire De ordinilor micrometrilor Din aluminiu Însăși Membrana este din berilium Suspensia membranei Este din Ceva Numai nu cauciuc Un burete special deci toate aceste componente împreună formează această, acest difuzor de înalte de la monitorul focal și este foarte, foarte, foarte costisitor, anume, anume materialul din care este a fabricat membrana. Deci la moment cam asta e. Am ajuns la etapa finală. Acest monitor de studiu, destul de performant, destul de costisitor, a fost asamblat cu succes. Am montat și difuzorul de înalte. Care, iată, se vede cât este de aranjat bine, bine sincronizat, calculat. După cum vedeți, este ca nou. Am montat toate piesele originale, totul ok. Ei, și ca la finele acestui filmuleț, stimați prieteni, vreau să vă spun că acest difuzor de înalte, după cum v-am spus, care are, are membrana fabricată dintr-un material foarte scump, care se numește berilium, deci ceea ce am găsit eu la moment în internet, așa, într-un magazin, prețul unui astfel de difuzor, doar difuzorul, fiind de 900 de dolari, cel mai ieftin care l-am găsit. Deci asta este, a fost reparat totul bine. După cum și o să vedeți în continuare, un sunet extraordinar de curat, calitativ impecabil. Ceva mai calitativ până la moment încă nu am văzut. Numai bine tuturor.